Aș vrea în prezența dumneavoastră să mulțumesc pentru efortul depus de toți șefii de secții, de toate asistentele șefe, dar în mod special, fără să se supere nimeni, pentru că atunci când te feriști, când feriști cineva frontul, altcineva trebuie, sau cei mai buni trebuie să iasă în față, trebuie să-i aduci în fața frontului, aș vrea să mulțumesc foarte, foarte mult doamnei doctor Dana Motan, director medical, doamnei director de îngrijiri, Gerard Doina, și nu în ultimul rând, șefului serviciului managementului calității serviciilor medicale, domnul Dragoș Vicovan. Noi avem în continuare, cum să vă spun eu, treabă, să nu mă exprim într-un termen foarte clar, cu acești indicatori, cu aceste standarde, deci trebuie să menținem indicatorii, standardele, și emoția verii trecute, n-aș vrea să o avem peste 5 ani, cineva fiind spital peste 5 ani. Au văzut că aveți strategie de dezvoltare, de dotare, de specializare. Uitați-vă că sunt și foarte mulți medici tineri veniți deja, 5 șefi de secții, sunt medici tineri care au venit în Spitalul Județean Suceava, care completează echipa. Dar acolo ați fost verificați și de managementul calității serviciilor medicale, la drepturile pacientului, la acea dezinsecție și problema infecțiilor nozocomiale, care e o problemă care creează, din păcate, multe semne de întrebare, și dintr-o acțiune frumoasă și bună a unui spital, o știre apărută cândva cu un incident, Doamne ferește, poate să strice mult. De aceea am vrut eu să vă mulțumesc la modul sincer.